Iată-ne, estimați spectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimp, invitatul nostru de astăzi, Emanuel Clej, candidat din partea ALDE pentru funcția de primar al municipiului Deva. Domnule Clej, spuneați înainte de publicitate că actuala conducere administrativă a Devei este neperformantă. De unde afirmația asta? Spuneam că tot ceea ce înseamnă administrație publică locală în municipiul Deva în prezent este lipsită de credibilitate, pentru că au promis foarte multe proiecte care au întârziat să apară. Și cred că avem o problemă reală cu capacitatea administrativă a acestei primării, în special în ceea ce ține de absorpția fondurilor europene. Fondurile europene reprezintă motorul de dezvoltare a unei comunități. Tot ceea ce s-a întâmplat frumos în municipiul Deva, fie că discutăm despre locuri de joacă, infrastructură rutieră și așa mai departe, s-a făcut cu aceste fonduri europene. Dacă nu ai o echipă bună sau dacă nu apezi la niște consultanți specialiști în domeniu, nu cred că vei reuși să-ți implementezi programul electoral. Domnul Clej, mă omorâți toți candidații cu fondurile europene. Pe unii dintre dumneavoastră vă cred, pe unii. Dar sunt și candidați pe care nu-i cred. Și vă spun și de ce. Din 2020 sau 2021, care e următoarea sesiune? 2021-2027 este următorul ciclu de finanțări. Următorul ciclu de finanțări. Păi se știu axele deja? Se știu. Bun. Toți candidații oare care vin și bombă-ne pe aici despre proiecte europene știu și axele? Că s-ar putea ca pentru localitatea lor sau pentru locul în care candidează ei și vor să aducă fonduri europene să nu fie axe pe ce vor ei. Asta vă spuneam și sunt foarte multe. Da, eu nu știu dacă e un zâmbet de bucurie sau de amărăciune. Asta vă spuneam. Până acum am fost obișnuiți de a avea în fața noastră candidați care fac niște promisiuni electorale fără să indice sursele de finanțare. Uite, vreau să fac o creșă accesând programul operațional cu tare, unde sunt disponibile fonduri pentru așa ceva. Mi s-au spus, facem bazin olimpic la Deva. Știți ceva de el? A apărut ceva? Olimpic era. Bazin de not olimpic, da. Păi este el făcut de CNI, nu? Nu știu. Cred că. Făcut? Unde-i? Păi nu făcut. Care se finanțează de către CNI? Când se finanțează? Păi nu știu. De ce mă întrebați pe mine? Întrebați-mi pe primul. Nimeni nu știe. Sau o să mă întrebăm pe primul. Vă întrebam pe dumneavoastră în speranța în care să-mi spuneți altceva. Dar aceeași era și la Hațe cu bazinul ăla olimpic. Parcă n-am urmărit situația municipiului Hațe pentru că locuiesc în Deva, a orașului, aveți dreptate. Și n-am fost foarte apropiat de Hațegan, să spun așa, nici de promisiunile electorale. Păi nu, dar asta cu bazinul olimpic e o promisiune comună, zici că toți vrem să mergem la bazinul olimpic. Da, deci, să știți că o altă problemă care îngreunează administrația publică locală este cea legată de birocrație și lipsa digitalizării. În mediul în care trăim acum, în această pandemie COVID, digitalizarea ne-ar fi venit, ar fi fost ideal, ar fi fost bună pentru că am fi putut depăși mult mai ușor sau am fi făcut pași mai rapizi în depășirea acestei pandemii, pentru că ea încă nu a fost depășită. La ce vă referiți? La plata taxelor? Mă gândesc inclusiv la tot ceea ce înseamnă toate activitățile care sunt în primărie. La ce? Toate activitățile pot fi digitalizate. Stau și mă întreb acum că discutăm despre campania electorală, dar știm cu toții că discutăm sau se apropie inclusiv momentul în care anul școlar trebuie să înceapă. Și m-aș fi așteptat ca domnul primar în exercițiu să vină în fața noastră. Și a mea implicit, și eu sunt părinte, am o fetiță care urmează să meargă sau merge la grădiniță și ar trebui să înceapă anul școlar, să ne spună ce a făcut pentru a asigura o continuitate în continuarea studiilor sau grădiniței. Ce măsuri a luat? Cum va funcționa grădința? Le vor deschide? Le vor deschide în ce condiții? Ce dotări suplimentare vor trebui făcute? Păi investiții? Că școala va începe oricum, nu? Nu știu. Vă întreb. Cel puțin n-am auzit nimic. Așa se zice. N-am auzit nimic. Deci școala, cred că... Aduceți-vă aminte că... Montează ăștia plexiglasuri pe bănci. Politicienii noștri erau preocupați de alegerile anticipate a începutul pandemiei în luna februarie. Acum îi văd
interesați sau aplicați foarte mult pe campania electorală și mai puțin pe începerea anului școlar. Deci cred că în programul de electoral pe care îl vom avea cu toții, va trebui să avem și astfel de, o astfel de abordare a tot ceea ce înseamnă modificările în viața noastră de zi cu zi, impuse, voit sau nevoit de către pandemia COVID, iar noi ca și viitori primari sau consilieri locali sau viceprimari unii dintre noi, să vedem care avem soluții pentru a ne integra cât mai ușor, cât mai facil în noile condiții de viață care, trebuie să recunoaștem, ne va fi schimbată de acest COVID-19. Deci, parcă ar fi venit Armagedonul cu COVID-19 ăsta. Mă rog, nu vreau să duc subiectul mai departe. Credeți că va începe? Vă rog. Vă mai spun încă un aspect de ce cred că actuala administrație publică locală din municipiul Deva este depășită, expirată sau neperformantă. Cred că se impune... Ori depășită, ori expirată, ori neperformantă. Depășită ca și sarcini sau ca și reacție la atribuție de serviciu, expirată pentru că trebuia să facă ceva și a depășit termenul în care ar fi trebuit să-l realizeze. Și cred că se impune un nou cod de conduită în relația dintre funcționarul public din primărie sau angajatul primăriei și cetățean. De ce se plâng cetățenii? De ce da, să știți că sunt foarte mulți cetățeni care nu primesc ceea ce ar aștepta de la angajatul primăriei. Și eu cred că rolul unei instituții și a celor care sunt angajați în instituția primăriei, fie că începem cu portarul, este primul pe care îl avem cu care intrăm în contact direct când pășim în primărie, și până la primar sau inclusiv secretarul primarului și așa mai departe, cred că acești oameni și această administrație este în slujba comunității, a cetățeanului și nu invers. Adică nu eu ca și cetățean mă pun la dispoziția ta. Ești acolo ca să îmi asiguri o audiență, să mă bagi în seamă, să-mi zâmbești, să-mi dai un bună ziua, să pui întrebări dacă nu mă fac destul de bine înțeles, să-mi asculți toate prostiile sau toate nemulțumirile pe care le am eu la adresa voastră, pentru că e un feedback pe care eu ca și cetățean, în unele situații poate am dreptate, în altele poate nu am, dar totuși tu ar trebui să ai această disponibilitate și de a asculta prostiile sau știu eu cerințele aberante a unuia sau altuia din Deva, locuitor din Deva. Sunt și cazuri când vin unii cu prostii. Cu siguranță, eu înțeleg și pe oamenii care lucrează în primărie, că se confruntă și ei cu situații mai delicate, care nu sunt de competența lor sau în sfera lor de atribuții lor, dar totuși nu cred că o reacție de a ereteza omului, hai, pleacă de aici, că nu-i învață în primul rând care sunt instituție și ce atribuții au și după aia vin o să verși nemulțumirile. Cred că funcționarii publici și angajații primăriei trebuie să aibă și acel rol de consiliere, de îndrumare pentru oamenii care au poate mai puțină carte, oamenii care sunt mai în vârstă, tinerii care nu au avut tangență prea mare cu administrația. Deci cred că se impune un nou cod de conduită în această relație funcționar public, angajat al primăriei, nu mă refer doar la funcționari, toți angajații primării în relația acestora cu cetățeanul. Discutasem și despre corupția care este prezentă și care ar trebui stârpită. Ea nu poate fi eliminată. A fost, este și va fi. Dar ideea este să ne reglăm un apetit la corupție cât mai scăzut, cât mai. Adică nu sunt dispus să accept un nivel ridicat de fapte de corupție sau indicii care m-ar putea duce cu gândul că acolo undeva ceva este putred, nu miroase și nu se desfășoară cum trebuie. Nu mă crezi tot, îmi dați cu tinerii, cu echipa de tineri, cu alea, că puneți accentul pe tineri până în 40 de ani. Vă spuneam aceste aspecte plecând de la lista noastră de consilieri locali. Care lista de consilieri locali? Credeți că acești tineri au habar de administrație publică locală, au mai avut tangențe cu ea? Bineînțeles. Pe lista noastră de consilieri locali, pe lista Partidului Alianța Liberal și Democraților, găsiți tineri care au expertiză și experiență în toate domeniile de activitate, fie că discutăm despre economiști, profesori, juriști, arhitecți, chiar și teologi, uite că putem avea o relație cu divinitatea și cu unitățile de cult, medici,
mai toate categoriile profesionale sunt prezente pe lista noastră de consilieri, oameni care au o reușită în ceea ce fac, oameni care au o medie de vârstă de 44 de ani, atât tineri, doamne și domnișoare, pensionari, oameni care sunt încă în câmpul muncii. Deci avem soluții, avem o echipă, pentru că cred că politica și administrația publică se face în echipă. Nu poți de unul singur să rezolvi tot ceea ce reprezintă o problemă la un moment dat pentru comunitate. Tocmai de aceea ai nevoie de niște consilieri. Dar acei consilieri, atenție, nu trebuie să mai fie doar simpli ridicători de mână care să-și ia, să se ghideze după pupila stângă sau pupila dreaptă a celui care este în prezidiu, adică a primarului sau a liderului de grup. Am nevoie, ca cetățean, să am în Consiliul Local oameni bine pregătiți, oameni care să fie reprezentativi pentru comunitate, oameni care să cunoască tot ceea ce votează. Păi nu sunteți cam idealist, spunându-mi lucrurile astea? Nu sunt idealist, sunt optimist. Îmi doresc o viață mai bună pentru devin. Adică, și cred că aceste... să nu mai fie doar cel care ridică mâna. Și ce să facă? Să vină, să iasă în teren, să vadă care sunt problemele, să acționeze în domeniul unde el are expertiză, să discute cu colegii, să-i convingă că poate el are soluția cea bună și poate fi rezolvarea problemei respective și dacă identifică o soluție mai slabă propusă de către un alt coleg sau poate chiar de către primar, să aibă curajul și capacitatea de a-l convinge pe acesta că ești pe o pistă greșită. Hello, prietene, chiar dacă mi-ești superior din punct de vedere ierarhic, nu înseamnă că ești deplat întotdeauna. E mai greu să vedeți din asta. La dumneavoastră așa e? Din 28 septembrie am convingerea că împreună cu echipa mea de consilier vom putea demonstra devenirilor că aceste lucruri se pot petrece și în municipiul Deva. Bun. O viață mai bună pentru Deva, nu știu ce, dumneavoastră îmi spuneți din punctul de vedere al administrației publice locale că ar trebui făcut aia, ar trebui făcut aia, dar eu cred că o viață mai bună pentru Deva, nu o să vină primăria să facă lucruri de muncă. O viață mai bună pentru Deva ar însemna locuri de muncă, nu mai știu cu cine discutam, nu știu dacă nu cumva tot cu dumneavoastră, că sunt peste, cât ți-a zis, 10.000 de bugetari în Deva. Dacă este să analizăm toți cei care sunt angajați în instituții publice în municipiul Deva, cred că numărul este foarte mare, n-am cifra exactă, dar cu siguranță e vorba de ordinul de mii. Bun, deci câteva mii de bugetari în categoric. Deva. Nu, în afară de bugetarii ăștia care duc trai pe vătrai până la urmă, că ăsta e adevărul, zic eu. Spuneți, contraziceți-mă, spuneți-mi că nu e așa și accept argumente. Unde mai poate munci de venul? Că nu are unde, că nu toată lumea vine sau nu toată lumea are loc. Să știți că problema locurilor de muncă și lipsa acestora este un aspect pe care le-au în calcul și pe care îl voi... Eu cred că asta înseamnă un trai mai bun, nu? Un loc da, de muncă decent, un trai, un salariu mai bine. Bun, un acces la educație, la servicii medicale, exact. O infrastructură de, de transport public, toate că acestea sunt un mix de... N-am ca de ven, ca variantă de muncă decât, nu știu, bugetarii unde n-am loc, acolo X, Y și Z, mai am loc, nu știu, să vând shaorma de la... ora 9 la ora 17 seara pe la cine știe ce chioșc, să duc cafea, să fac pe ospătarul, pe Piccolo, ce mai pot să mai fac? Aceste, nu că ar fi o rușine să faci lucrurile primarul astea, trebuie să caute în primul rând investitori. Și ca să găsească acești investitori, trebuie să aibă ceva, să le propună niște facilități. Fie că discutăm de terenul, de facilități fiscale, de o forță de muncă calificată, de o populație tânără și sănătoasă. Deci uite că pentru a fi atractibil pentru un potențial investitor, tu ca și municipalitate, trebuie să oferi ceva la schimb. Să nu ne așteptăm să vină investitor dacă noi nu avem o școală profesională, școală de meserii în municipiul Deva. Dacă nu avem un centru universitar, ne pleacă tinerii la facultăți, nu se mai întorc acasă. Acel investitor care vine are nevoie de angajați bine pregătiți, dar vrea să fie și sănătoși. Vrea ca cei angajați cu familiile lor să aibă locuri de joacă pentru copii, să aibă un mijloc de transport în comun, un
sistem public de transport în comun modern, vor să aibă acces la formare profesională continuă, au nevoie de termoficare în locuințele în care își cresc copiii, pentru că știm cu toții, termoficarea este o altă problemă pe care o voi aborda în programul meu electoral. Au nevoie de creșe moderne, grădinițe, licee, școli generale, locuri de sport, educația fizică și sportul sunt indispensabile unui trai mai bun sau unei vieți mai sănătoase. Deci toate lucrurile astea își au rezolvare în programul pe care începând în această săptămână îl voi face public devenilor și am convingerea că vom reuși să producem acea schimbare de care noi toți avem nevoie. Păi și dacă să zicem că veți ajunge primar și după 4 ani de zile veniți la fotoliu cu ghimbi și iau și eu programul dumneavoastră și zic, uite, domnule, din primele două puncte ai zis că faci aia, n-ai făcut nimic. Uite, de acolo ai zis că faci aia, n-ai făcut nimic. Cum ar fi un astfel de lucru? Ar fi posibil? Și dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, din ce cauză ar putea să se întâmple? Zâmbesc din nou și îmi dau seama că omul politic sau cel care omul politic care s-a perindat prin funcții publice ne-a indus pe toți într-o stare din asta generală de a percepe orice potențial factor care ar putea determina modificarea condițiilor de tai să fie văzut ca un ipocrit sau... Nu, el a spus asta. Nu e rău să spui. Ca un om care vorbește multe și face puține. Asta spuneam și eu. Oamenii politici sunt lipsiți de credibilitate. Reprezint totuși o generație tânără, o generație care sunt dispusă la compromis aproape deloc, o persoană care sunt demnă, care provin din mediul de afaceri, care am în spatele meu ani de muncă, peste 10, nu pot să zic 10, că nu sunt încă 20, dar muncesc încă din timpul facultății. Am contact cu administrația publică locală, am contact cu unități de învățământ, am contact cu unități sanitare, am contact cu mediul privat, economic. Știu acest mediu în care ele se intersectează, fie că discutăm de administrație, învățământ, sănătate, infrastructură, mediul de afaceri, cunosc problemele și unora dintre ele le ofer și soluții, pentru că sunt managerul unei companii de consultanță în management, fie că discutăm de unități sanitare, primării, consilii județene, prefecturi, societăți comerciale cu capital de stat, societăți comerciale cu capital privat, adică operatori economici privați, fie că discutăm despre standardizarea unor sisteme de management, fie că discutăm optimizarea unor sisteme de control managerial, achiziții publice, strategia anticorupție. Am un domeniu vast de expertiză și de în care îmi desfășor activitatea și am convingerea că tot ceea ce promit, împreună cu echipa mea de consilieri și cu cetățenii de EVE, bineînțeles că rolul unui primar este de a face administrație împreună cu cetățenii, vor fi soluții la problemele reale ale comunității, cât despre faptul că dacă ceea ce promit astăzi nu se va întâmpla pe sau nu va fi realizat în următorii 4 ani, va spune că în programul de guvernare veți vedea atâta obiective care vor începe în 2021 și se vor finaliza sau se vor implementa în 2024, dar consider că o viziune de dezvoltare a unui oraș trebuie să fie făcută pe termen mediu și lung. Păi. Pentru că viziunea scurtă, gândirea scurtă, poate să fie dăunătoare sănătății sau comunității. Normal. Și atunci voi avea și proiecte care vor începe în 2021, dar vor trebui finalizate, implementate și după 2024, fie de mine și de echipa mea de consilieri, într-un nou mandat, fie de cei care vor urma în funcție după 2024. Ceea ce vreau să vă spun este că profit de faptul că mă aflu în emisiunea dumneavoastră și că mi-ați lăsat această întrebare și vreau să fac un angajament cu Deveni, un angajament în care îmi voi asuma o demisie de onoare din funcția de primar dacă în primii 2 ani de mandat nu voi reuși să implementez, indiferent de ce să cauză, proiectele pe care mi le-am asumat a fi implementate sau demarate în primul mandat de primar. Deci, iată că sunt în stare să-mi asum cu o demisie. Dacă promiteți ceva și ajungeți primar și în primii 2 ani de mandat nu reușiți să faceți ce? Să demarez măcar acele proiecte pentru așa a fi implementate. Vă dați demisia.
am un acord verbal, un acord, nu știu dacă putem face chiar scris. Ați mai spus-o undeva sau e exclusivă chestia asta? O pot spune. Important e că o spun și că o voi spune și că asta am capacitatea de a o face. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că în 2019 ne-a fost prezentat o mare reușită a primăriei municipiului Deva, anume semnarea contractului pentru modernizarea transportului public local. Vreau să vă spun că din 2019 iulie și până în prezent, eu nu știu să se fi întâmplat ceva cu acel proiect de finanțare care apare pe pagina de internet a primăriei, dar care nu s-a materializat în nicio acțiune, care are durată de implementare 2 ani de zile și iată că un an a trecut. Discutau atunci despre achiziționarea 26 de autobuze electrice și 33 de stații de încărcare a acestora, plus tot ceea ce înseamnă de infrastructura de transport public, adică acele stații de pentru călători, da. cu sistemul Wi-Fi, cu aer condiționat. Deci au trecut 13 luni din 24 și nu am făcut nimic. Am înțeles, domnule colegi, iată ne ajungi la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru prezența în studioul Capital TV. Probabil că data viitoare, când ne vom vedea, ne vom vedea cu proiecte și cu o emisiune și mai antrenantă, pentru că va fi de-a dreptul campania electorală. Cu siguranță voi veni și voi prezenta devenirilor și dumneavoastră în premier sau pentru de început proiectele care vor fi implementate în primul mandat, coroborate cu cele care vor începe în 2021, dar pe care nu le voi putea realiza decât într-un mandat, într-o perioadă mai largă de timp, până în 2027, pentru că vreau să mă încadrez cu toate proiectele mele pe exercițiul financiar 2021-2027, o nouă strategie de dezvoltare locală a municipiului Deva, o nouă viziune, un nou capitol pentru Deva și Deveni. Am înțeles, Emanuel Cleș, candidat ALDE pentru funcția de primar a municipiului Deva, a fost invitat la Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine!